găsiți stimați spectatori. Suntem la ordinea de zi, o zi plină. De fapt, anul începe să și ia viteză. Sunt din ce în ce mai multe evenimente care atrag, care atrag atenția. Unul dintre ele s-a consumat, s -a consumat astăzi, în sensul că celebrul mogul media Dan Voiculescu nu va fi eliberat, cum s-a tot speculat astăzi, părerea mea că nici nu, nu mă pronunț asupra faptului dacă procesul a fost sau nu curat. Cei care au citit rechizitoriul acela care apare pe net de vreo 180 de pagini, nu știu dacă au înțeles ceva, am avut curiozitatea să-l parcurg. Dar altceva aș vrea să spun, a fost un război media fantastic astăzi, între, să spunem așa, Două mari grupări care se concretizează din ce în ce mai mult, însă pro, anti, în fine, dar care se diversifică tot mai mult. Deci vreau să vă spun că începe să fie tot mai interesantă media românească, în același timp tot mai afectată de criză, practic nicio televiziune din cele centrale, inclusiv, nu mai vorbim de ProTV, care a avut probleme mari și-a concediat în dragi, antenele au și ele probleme, România TV și realitatea, nu mai vorbesc, și B1 funcționează la, la limita de avarie de mai mult timp, toate aceste canale, inclusiv Digi și toate celelalte, toate aceste canale încep anul sub semne foarte proaste. Pe de o parte știm, numai în an electoral, să spunem așa, nu vor veni nu știu câți bani. Pe de altă parte, cred că ce s-a întâmplat în industria, în presa scrisă, în urmă cu câțiva ani, de fapt, încă mai merge, pentru că presa scrisă a ajuns așa o raritate, un, ceva de colecție, acum criza s-a mutat în media, în televiziuni, și se vede asta și la audiențe. Audiențele nu sunt, nu sunt, dintre cele mai fericite și publicul se duce tot mai mult spre tabloid. Nu prea se mai caută foarte multe lucruri și de aici restrângerea activității. De fapt însă subiectul zilei, până ajunge la ce am promis cu prietenilor de pe Facebook, că vom vorbi și de perspectivele economice ale gorjului în 2015, mai ales că ele nu sunt dintre cele mai încurajatoare, și tot vorbim de ce va fi în anul 2015, aș vrea să vorbesc de principalul eveniment al zilei. Am spus cazul Voiculescu, nu-i nicio surpriză faptul că nu a fost eliberat, a fost o presiune mediatică fantastică, nu cred că se punea problema, deci nu cred că a crezut cineva din România că va fi eliberat, chiar dacă să zicem că ar fi avut dreptate. Apropo. De justiția din România. Vreau să vă spun că președintele Claus Iohannis a fost turtit, efectiv, astăzi, de grupul de zgomote din jurul Monicăi Macovei și a unei părți din fosta presă aservită Palatului Cotroceni pe vremea lui Traian Băsescu. Efectiv, a fost făcut knockout tehnic pentru chipurile, greșelile enorme care le-ar fi făcut în declarația sa de astăzi. O să vorbim despre ea pentru că uh, un gorjan de-al nostru, Laurențiu Ciocăzeanu, publică astăzi un material, a face o analiză critică a discursului lui Claus Iohannis, o să ne referim la el pentru că nu suntem de acord cu nimic din ce spune, dar asta e altă treabă. Însă aș vrea să vă, să discutăm un, un lucru. Țineți minte că v-am spus în urmă cu câteva săptămâni că având în vedere problemele de sunt în presa românească, în presa centrală mai ales, într-o anumită parte a presei cu falimentul care bate la ușă uh, și care au făcut servicii foarte mari uh, actualului președinte, dacă nu se va, va mișca repede ca să pompeze niște resurse în aceste publicații, acestea îi vor întoarce spatele. Cred că asistăm deja prea devreme la acest lucru și cred eu, părerea mea, nemeritat. Și o să vă spun de ce. Se consideră că președintele a fi comis astăzi o mare problemă. A spus patru lucruri la alegerile de la Consiliul Suprem al Magistraturii. Prima dintre ele le-a transmis capilor magistraturii române că justiția nu este o supraputere. Da. Și care ar fi problema? De ce ar trebui justiția din România să fie o supraputere? Pentru că există supraputere. Vă dau un simplu exemplu. Întrebare, și vă spun și răspunsul că, având în vedere că răspunsurile dumneavoastră eventual sunt în gând sau oricum nu vă aud eu. Judecătorii. În fața cui dau seamă pentru greșelile care le fac? Eu din câte știu, în fața nimănui. Iar statul român plătește sume enorme în fiecare an pentru condamnările la CEDO. Ne mai vorbim de ce se mai întâmplă prin, prin țară. Ăsta este un argument. Nu mai vorbesc de salariile, salariile din sistemul magistraturii. Ei se judecă pe ei și ia banii, pe diverse lucruri. Dar altceva, de fapt... Claus Iohannis a vrut să spună un lucru, și anume că toate cele puterile statului ar trebui să funcționeze, să se verifice una pe alta ca în democrație, dar nu să fie una mai puternică decât alta. Pentru că la acest moment, în viața politică românească, în viața administrativă, în viața socială, nu avem decât DNA și ceilalți. Să nu, înțele să nu se înțeleagă acum că avem ceva cu DNA în sensul aș face datoria. Dar la acest moment, iertați-mă, sunt, avem foarte mulți președinți de consilii județene, parlamentari, toți, care sunt pe acasă sau prin închisoare, țin, dar nu sunt condamnați. Deci, încă o dată, ne împăunăm cu rezultate care nu există. A, vor fi. Să sperăm că vor fi, pentru că nu cred că e nimeni nebun să nu meargă pe să nu meargă dosarele mai departe. Dar deocamdată avem doar zgomote și stenograme, pentru că, atenție, ce mai spune... Ce mai spune Claus Iohannis și foarte important? El s-a declarat îngrijorat de scurgerile în presa informațiilor din dosarele penale. Păi bun, noi, ca reprezentant al presei, normal, e un deliciu, foarte mulți colegi, colegi din presă trăiesc din asta, și anume de a da stenogramele care, atenție, sunt scăpate, nu e nu e munca ziaristului, că merge, scormonește, se duce pe la instanță, nu. Stenogramele respective vin livrate cu funtiță la ziarul respectiv, ca din întâmplare ziarele respective au și o problemă, una mare, din câte, din câte cunoașteți, din punct de vedere al, să zicem, al fiscului, da, nu mai vorbim de problema asta, și uh, se întâmplă un lucru. Deci, îi judecăm, ne facem o părere că vezi, Doamne, în stenograma aia spune nu știu ce și apoi nu se mai întâmplă nimic. Îl linșem pe ăla din punct de vedere mediatic și apoi el o scaldă, ia o condamnare cu suspendare sau în orice caz. S-a mai întâmplat, în afară de cazul Cătălin Voicu, n-am prea văzut așa ca stenogramele să dărâme, să dărâme pe cineva. A, vreau să vă spun că pe unii chiar îi promovează, Nea Marian în Vanghelie își face partid. Și cel puțin așa anunță. Și știți că era și el cu niște stenograme făcuse diverse lucruri așa, e motiv de promovare. Deci dacă mi-aduc aminte bine, acum vreun an doi se vorbea că îl arestează. Acum e bine mersi, nimeni nu se mai ia de el. Poate că are o misiune. Dar în fin. Bun, ce mai spune, ce mai spune Claus Iohannis? A cerut Prezența Procurorului General în ședințele CSAT. De ce n-ar fi, fi în regulă o asemenea idee? A, celebra Monica Macovei, a, știți, aia care a luat atribuții, atenție, ministra care a luat numirea procurorilor, Procurorului General, de exemplu, a luat-o de la, de la CSM și a dus-o la președinte. Știți, apropo de democrație. Năstase, cât a fost el de rău, să zicem, în domeniul ăsta al justiției, cel puțin după spusele Monica Macovei, dar el lăsase chestia și noua guvernare trebuia să meargă pe chestia asta. Monica Macovei și Traian Băsescu nu au fost de acord cu asta. Dar în fine, aceeași Monica Macovei cere ca, ca procuror general să nu, fac, să nu participe la ședințele CSAT-ului, că s-ar putea contamina de la politicieni. Cu ce să se contamineze? Sau, hai să o luăm așa, Bine, știm părerea ei despre Victor Ponta, premierul actual, dar bănuiesc că ori mai fi și alți, ori o să vină și alți premier, da? Deci, asta e părerea ei despre președinte, da? Președintele pe care l-a sprijinit în turul 2, da? Interesant. Și, încă ceva, iar și asta mi se pare, atenție, caz de trădare națională, atenție și nu mă joc cu cuvintele. Uh, îl critică pe Klaus Iohannis pentru faptul că a cerut ridicarea monitorizării României de către UE prin cerebru raport MCV. Păi atenție! Klaus Iohannis știe un lucru foarte simplu. Dacă vrem să aderăm la Schengen, și ăsta e un obiectiv de politică externă major, unul din lucruri este trebuie să scăpăm de MCV. A, și atunci MCV-ul trebuie ridicat. Dacă suntem într-o justiție normală, de deci justiție de funcționează, n-ar mai fi o problemă. Ar trebui ridicat MCV-ul. Și asta cere președintele, e de, mintea, de noaptea minții. E, Monica Macovei spune nu. E, șefa în altei curți spune nu. Am stat și m-am uitat. Mă, frate, care e ideea? De ce să se întâmplă? de ce să nu vrea? Ar fi un obiectiv al justiției din România. Mă, stăm pe propriile picioare. E, Păi știți care ar fi problema? Atunci justiția din România ar răspunde pentru ce face. Acum, una, două, o dăm cu ncv Nu le mai ajung și de la procuror general, șef în altei curți, Monica Macovei. Monica Macovei a ajuns o instituție, nu mai e de mult europarlamentar sau ce era ultima dată. Apropo, nu ne-a lămurit de unde a cheltuit sumele la enorme pentru să candideze la prezidențiale. Poate ne spune cineva. Dar în fine. Deci, toți acești lideri din justiție ar fi trebuit să se bucure, să spună, da, domne, trebuie să ridicăm, deci justiția funcționează. Nu! Ceea ce presupune că în numele acestui MCV, instituția de justiție fac abuzuri în România. Și atunci, asta e acoperia, e umbrela. În sensul, a, păi conform MCV-ului, nu critica justiția. Bun! Nu criticăm justiția. Deci, politicienii n-au voie să critice justiția. Presa nu mai are voie să critice justiția. Păi și atunci. Apropo, vorbeam de supraputere. Sau superputere. Păi, dacă nimeni nu-i critică și știm ce tâmpenii se fac, știm ce, situa ce se dă în România. Avem nenumărate cazuri de corupție din, din rândurile magistraților. Cum va funcționa justiția din România? Că ea de, cu MCV-ul. Sunt niște criterii, sunt niște puncte pe care le îndeplinim sau nu. Noi le îndeplinim de mult, asta stați liniștiți, de, cel puțin din punct de vedere al hârtiei. A, justiția din România are mari probleme. Dacă o luăm prin sistemul din România de justiție, cu siguranță MCV-ul trebuie menținut, hă, hă mult de acum înainte. Dar atenție, obiectivul, noi nu mai vedem pădurea din, cau de, din cauza copacilor, deci obiectivul este intrarea în Schengen în care trebuie ridicat MCV-ul. Păi bun. Și atunci, care ar fi problema ca președintele în funcție să-și dea cu părea și să ceară? Ce să ceară? Domne, obiectivul nostru este să ridicăm MCV-ul. Ba, din contră, și cei de la CSM au spus astăzi, noi aleși, același lucru. Obiectivul nostru este ca, într-un orizont de timp de un an de zile cât au mandatul, să ridicăm MCV-ul. Atunci, Monica Macovei, din ce film e? Sau ce scopuri urmărește? A, ah, și apropo de, de amicul Laurențiu Ciocăzeanu, el spunea, spunea un lucru, deci și citesc de aici, că dacă, deci prezența Procurorului General la ședințele CSAT-ului, că ar fi posibilă a sa contaminare cu influențe politice, ceea ce îl poate, poate afecta independența de protector al procurorilor în fața presiunilor politice. Și ar fi presimplu. Deci, eu la acest moment bănuiesc că dacă participă procurorul general, sau hai, nu procurorul general, că șeful cel mai șef este șeful DNA, da? Dacă participă șeful DNA la CSAT, poate i-ar proteja cineva pe politicien de procurorul DNA. Deci e cu totul altfel întoarsă lucrurile. Bine, eu un haz de necaz. Iar... Încă o dată justificăm faptul că am avea nevoie de o justiție independentă pe termen cu, cu păstrarea MCV-ului. Mi se pare o tâmpenie, mai ales că întoarcem lucrurile față de cum era un, înainte. A, și acum apare surpriza. Deci vreau să vă spun, după ce criticăm pe președinte pentru declarațiile sale, cele patru, pe care, cele patru puncte pe care s-au centrat, găsim și asta. Dar de fapt nu Claus Iohannis e vinovat cel care a făcut declarația. Consilierii lui, că sunt niște consilieri pe acolo prin spate care nu ne plac nou. De ce nu ne plac? Nu ne plac. Sau poate că unii din presă vreau să lucreze la cotroceni pe banii statului. Cum n-au fost luați, din diverse motive, obediență față de Băsescu sau mă gândesc posibil și alte lucruri, că știți, s-au lucrat, sunt foarte mulți din presa centrală sau din analiștii deontologii respectiv, care au lucrat pe bani foarte mulți europeni, pe diverse ONG-uri, diverse lucruri mai ciudate, ca să spunem așa, ca să nu zicem mai mult. Ori, ăștia se vedeau deja, stăpând pe situație la Cotroceni, ca și consilieri. Cum? N-a venit propunerea, acum toți îi las din spate, nu bine. Sunt și personaje controversate la Claus Iohannis, dar poate-i de respecta faptul că și-a păstrat oamenii cu care a lucrat. Mă refer aici la cazurile Dani Halache și mereu. Bun, și cu asta aș vrea să mă opresc pe acest subiect, însă mi se pare de de-o cu totul uh, situație și să spui nu nu uh, Iohannis Nina știu ce citește, i s-a dat acolo niște foi, el le-a citit, nu trebuie să l-acuzăm pe el, ci pe consilieri. Păi, avem două lucruri de discutat aici. Nu mă refer la calitatea consilierilor. Deși unii dintre ei sunt oameni bine, să spun așa, înșurubați pe picioarele proprii. Uh, Ori, președintele, înțelegem că e o marionetă și așa a fost -o în orice moment și atunci, să spunem așa, de ce îl sprijineau acum câteva săptămâni, ei știau acest lucru. Ori a doua variantă, și asta mi se pare mai normală, președintele încearcă să-și creeze un drum propriu al lui și rămâne să-l vedem ce face. Adică dacă îl criticăm din prima zi, pentru că are cu asta, culoarea la șosete este alta decât a costumului sau pentru că nu și-a s-a și tuns firul de păr din nas, avem o mare problemă. A, și atunci a apărut și marota, știi că de fapt el reface USL-ul, s-a înțeles cu ponta, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu cred că se întâmplă acest lucru, nu cred că e niciun pericol. Iar uh, faptul că încearcă să-și facă un drum propriu, deci mie mi se pare lăudabil. Vă rămâne să vedem dacă lucrurile vor, se vor derula în această direcție. Spuneam uh, uh, prietenilor de pe Facebook că aș vrea să discutăm astăzi, despre perspectivele economice ale, ale gorjului și în momentul când vorbești de perspectivele economice ale gorjului, nu poți să nu aduci în discuție cu siguranță situația din complexul energetic Oltenia, extrem de controversată la acest moment, și, bineînțeles, situația din cea mai mare firmă gorjeană cu investitor local, e vorba de trustul succes sau ceva, unde sunt din ce în ce mai multe probleme, din ce se aude, cu fabrici închise, magazine goale și alte lucruri. Care ar fi perspectivele? Deci, dacă e să ne privim spre cele două unități mari, perspectivele sunt nu sumbre, dar în orice caz destul de, destul de proaste. În același timp, există și investiții care vor fi aduse la Târgu Jiu, și aici mă refer la fabrica de cabluri auto care ar putea să strângă vreo 2000 de salariați și cam atât pentru că marii re retaileri, cum sunt numiți retaileri care au venit la Târgu Jiu, n-au angajat foarte mulți oameni și nici cei care sunt acum în principalele complexe comerciale n-au prea adus sau nu o duc foarte bine, ceea ce înseamnă că încep și la Gorj să nu mai fie atât de mulți bani cum credeau unii sau cum erau în alți ani. Dar, înainte de asta, aș începe, aș începe, discuția cu un clasament. În urmă cu câteva luni, Gorjul ocupa, era în topul salariilor medii din România, iar acum a coborât pe locul, pe locul 7 un loc totuși onorant, având în vedere la ce economie avem aici, în județ. Și faza este că. De ce credeți că a coborât? Păi, dacă ne luăm așa, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că am vorbit de firmele private care sunt, investitorul privat care are probleme, nu cred că salariile de acolo ar fi putut conta în acest plasament. Singura explicație pe care o văd eu și domnii de la sindicatele din minerii pot să mă confirme sau să mă infirme, este că scăderea nivelului de salariu, reducerea salariilor din Mineritul Gorjan, a contribuit la această cădere în clasament, care nu este încă gravă, dar ar putea fi și mai gravă în anul 2015. Nu de manipulări avem nevoie, nu de situațiile care au apărut, că știți, la sfârșitul anului a apărut ideea cu 2000 de de concediați, de fapt ei nu erau concediați, deci erau doar trecuți cel puțin o parte din ei, deci plecau cei care pot ieși la pensie cu ordonanța dar atenție, ordonanța încă n-a apărut deși se vorbește de ea că există de fapt se încearcă refacerea unei ordonanțe, eu nu știu dacă va trece dar, și nu știu dacă va trece nu din perspectiva că n-ar vrea parlamentarii ci sunt probleme cu Uniunea Europeană, a fost și ultima când s-a mai dat o asemenea ordonanță, din câte știu eu și a doua sau poate cea mai importantă problemă, se referă la, deci, ceilalți, să zicem, ăștia ar fi undeva o mie, iar cealaltă mie ar trebui să treacă cu berbește o dată de către Consiliul Județean Vâlcea. Deci, până la urmă, concedierile nu prea sunt, sau sunt, au o explicație, există o explicație. Problema Complexul energetic Oltenia este însă altă. Și este legată de faptul că deși producția a crescut față de deci în 2014 față de 2013, veniturile au scăzut, pentru că prețul scade continuu, iar complexul nu poate să facă față acestei concurențe sau doar o parte din entitățile economice ce fac parte din marele complex fac față concurenței. Aici este problema și Aici poate fi și, și salvarea mineritului gorjan. În sensul că dacă se reușesc, reduce, se reușește reducerea de costuri, poate complexul mare mai, mai are o șansă. Deși sunt niște condiții de mediu care trebuie împlinite în, ultim, în următorii ani și vor, va fi nevoie, vor fi nevoie de mari investiții. Dar, apropo, ca vorbeam, haideți să vorbim mai întâi de partea negativă și să vorbim dacă avem și motive de optimism pentru perioada următoare. La motivele negative ar fi următoare, următoarele. Deci, noi avem în gorj o situație mai ciudată, în sensul că sectorul privat este destul de slab reprezentat. Deci, practic, dacă sunt județe și la nivel de țară, noi avem undeva de 1 la 5 angajați în sistemul bugetar sau companii naționale raportat cu sistemul privat. În Gorj numărul este undeva de 2 la 1, deci raportul tot în favoarea privaților, dar extrem de slab acest, acest raport, ceea ce înseamnă că locuri de muncă în Gorj nu sunt. Și vedem cu ochiul liber acest lucru. Bun, prima problemă. A doua este... Uh, situația economică a complexului energetic Oltenia. E o problemă mult mai mare decât se crede. Uh, depinde pe cine auzi. Dacă o să vezi anumiți oficiali politici, ei spun nu. Și unii spun chiar, da, sunt ceva probleme, dar știți, noi suntem chiar pe profit, că nu știu ce, că s-a făcut profit în ultima parte a anului sau nu știu ce. Uh, dar, dar complexul se împrumută să dea salarii, să plătească furnizori și alte lucruri. De ce? Foarte simplu. Pentru că la acest moment, la acest moment, din Oltenia, din complexul energetic, pleacă cărbune în continuare la Severin, pleacă cărbune în continuare la Vâlcea, pleacă, bănuiesc și prin vestul țării mai pleacă ceva, nu știu, n-aș putea să spun exact, nu, nu sunt un specialist în domeniu, dar vreau, vreau altceva să subliniez. Acest cărbune nu este plătit sau este plătit cu mare întârziere. Deci pe hârtie complexul este chiar rentabil, are chiar profit. În realitate banii lipsesc, banii nu vin și sunt găuri foarte mari iar acestea se acopere, de aici și costurile foarte mari ale complexului cu credite, cu linii de credit care acopere ca acest colos să funcționeze. Aici este una din problemele mari ale economiei județului și a complexului așa. E, pe acest fond în care complexul are pro probleme și trebuie să reducă costul, e obligat, dacă nu, nu va rezista. De ce? Sunt niște evenimente, să spunem așa, niște borne de parcurs, care deocamdată au fost amânate, care au venit la scadență în 2015. Una din ele se referă la, să spunem așa, scoaterea la vânzare pe bursă, listarea la bursă, a 15% din acțiuni sau vânzarea lor pe bursă. Ori, Aici este problema, a fost amulată de mai multe ori. Din câte știu, în 2015 a trebuit să se producă evenimentul. Nu știu dacă se poate, mai ales că mai nou, acum se vorbește și la nivelul complexului energetic Oltenia, cei mai informați dintre, să spunem așa, chiar dintre liderii de sindicat, chiar dintre oamenii, să spunem, nu de prim eșalon, că e foarte greu să te întâlnești cu ei, știți, gipanele și altele se vorbește de o cerere de insolvență, se va ajunge chiar la insolvență într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, adică se încearcă varianta ca în cazul hidroelectrica. Iar apoi listarea la bursă când, ea va fi, când complexul va fi curățat. Cred că insolvența pentru Gorș nu e o soluție pentru complexul energetic Oltenia sau și mai cred că cea mai bună variantă ar fi salvarea mineritului din goj, de data aceasta, un complex. Deci să rămânem cu capacitățile din Gorj care sunt mai rentabile din punct de vedere economic, atât prin faptul că transportul este mai redus, cât și prin. mă scuzați, cât și prin faptul că. Deci costul de transport e mai... sunt mai aproape de termocentrale, sunt multe lucruri care concură la acest lucru, se produce energia mult mai, mult mai ieftin. Dar, deocamdată nu se ia nicio decizie, avem și genul Brăila și celelalte care practic consumă și tot așa. Dar, acum, pe acest fond în care complexul nu o duce deloc bine, Chiar dacă am cosmetizat noi și din campania electorală, sau mai știu eu ce, s-au dat niște prime de Crăciun uh, care nu fusese răgăsite cu doar câteva săptămâni înainte, s-au mai făcut și alte lucruri, în zadar după câte s-a văzut. Problema mare este că complexul nu are, uh, să spunem așa, viitor în această componență. Că vrem să recunoaștem sau nu vrem. E treaba celor care se uită la noi. Bine, cei care se uită la noi, probabil acum unii în jură sau nu neapărat că în jură, dar în orice caz unii se uită cu mare, cu mare tristețe sau în orice caz poate unii sunt chiar disperați că vor trebui să ajungă în șomaj într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Să știți că există acest risc, cei care spun altceva spun degeaba. E, pe acest fond au loc <coughs> sau ar trebui să aibă loc negocierile contractului colectiv de muncă. Și avem două lucruri. Pe de o parte, sindicaliștii pleacă cu mandat în sensul că cer, să spunem așa, o mărire de salariu, de fapt o indexare cu inflația. Pe de altă parte, deci nu a început negocierile, iar uh, directorul general, managerul general, Laurențiu Ciurel, spunea într-o emisiune radio, cred, sau TV, că nu se pune problema unor urmări salariale. Deci ne-am înțeles, practic, situația este fără, fără ieșire. Uh, nu știu dacă complexul își poate permite să dea salarii mai mari. În același timp, aș vrea să vă spun că. Nici nu sunt șanse. Uh, nici nu sunt șanse ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că energia pe termo, pe cărbune este din ce în ce mai puțin cerută în sistemul național. Știți că statul nostru a făcut uh, o politică de stat din sprijinirea energiei alternative, lucru care a dus la uh, apariția unor capacități foarte mari în acest domeniu și sunt mai ales vara sau în anumite perioade ne scot, energia verde ne scoate de pe piață sau uh, pom, trimitem cu atât de, puțină, atât de puțină energie încât nu ne ține pe linia de rentabilitate. Dar asta ar fi, să spunem așa, uh, o una din, din probleme. Deci faptul că, deși producem mai mult, și chiar mai ieftin decât producem să spunem în anii trecuți, vindem mai scump decât decât ar trebui sau în ce caz profitul este foarte, foarte mic sau s-a întâmplat de vindem sub prețul de cost. E, și aici e o problemă pe care țineți minte și înainte de campania electorală și în timpul campaniei electorale, cred că am văzut declarații și după. Ni se spunea că salvarea complexului energetic este acel contract fabulos de livrare de, de cărbune în Serbia. Contract care inițial trebuia încheiat prin lunile de vară 2014, după aia în toamnă, după aia la începutul iernii, și care, dacă am înțeles bine, nu s-a încheiat nici în prezent. E o licitație în desfășurare sau ar trebui să fie în desfășurare? De ce se tergivesează această, acest export dacă el este viabil? Bine, eu mă aduc aminte și probabil și dumneavoastră, cei care ați mai urmărit media, că cu ani în urmă, complexul sau turceniu cred că era atunci, când nu se făcuse marele complex, a exportat și-o o cantitate destul de 500 de megavastri că exporta zilnic ceva de genul ăsta tot în Serbia, și a ieșit un scandal pe vremea lui Videanu, a ieșit un scandal imens, că vezi, doamne, că s-a făcut supreză, că băieții deștepți, că nu știu ce. Bun, cu băieții deștepți, fără băieții de deștepți, era ținut pe linia de plutire și mineritul din Oltenia. Acum avem o mare problemă. Nu mai avem nici băieți deștepți cu ghilimele de rigoare? Sau îi avem mascați, că anumite lucruri prin minerii se mai întâmplă, nu vă faceți probleme că e chiar așa curată activitatea, și nici vânzare. Deci, în continuare, vă spuneam, vindem, producem mai mult, vindem mai puțin și la niște prețuri foarte, foarte mici. E, aici ar fi, ar fi problema și aici ar trebui intervenit, intervenit cumva. Personal nu cred că se vor întâmpla lucruri spectaculoase în 2015 în complexul energetic Oltenia. Cu siguranță Personalul trebuie să se reducă, nu cred în acel scenariu lansat în campania electorală cu 5.000 de oameni care ar trebui să plece din complex. Sunt operațiuni de salvare, renunțarea la firmele de pază și folosirea pazei proprii, la mentenanță și toate celelalte, plus pensionarea celor care se pot pensiona, plus degajarea celor două. Cariere către Severin și către Vâlcea, cele care nu sunt pe teritoriul Gorjului, cred că ne-ar ar ajuta complexul să supraviețuiască. Problema e dacă există voința politică să se facă acest lucru. Din acest motiv, salut, să spunem așa, nu știu acum dacă e o promovare, o decapitare. A lui Cosmin Popescu, fostul secretar de stat, el va răspunde pe linia, să spunem așa, pe relația cu Ministerul, pe mai multe probleme ale complexului. Părerea mea că e un specialist și că poate uh, capacitatea sa profesională va face față noilor cerințe și ar putea lega puțin lucrurile între complex și Ministerul de Resort și toate, și toate lucrurile să meargă cumva în bine, pentru că eu cred că la complexul energetic Oltenia s-a întâmplat ca la pandurii în ultimul an, deci am pus carul înaintea boilor sau de atât de mulți specialiști care s-au aflat în funcții, niciunul n-a făcut ce trebuia, ce trebuia să facă și pandurii știți că are o mare problemă acum se pare că va fi rezolvată în retur. Nici complexul energetic nu se simte mai bine, dar poate le salvăm pe amândouă în anul 2015. Deci, din această perspectivă, cred că complexul va supraviețui acestui an, chiar dacă cu mai puțini salariați. Pe de altă parte, am vorbit, o știre a făcut, să spunem, în conjurul presei nu numai locale și centrale, o fabrică de pâine de la Motru, din uh, celebru, cunoscutul concern uh, al unui patron gorjean, dar care se întinde pe multe locuri din țară, uh, trustul succes. Uh, fabrica de pâine s-a închis brusc și de aici uh, oamenii, câteva zeci de oameni au rămas pe din afară, nu știu ce se va întâmpla cu ei. Din câte am înțeles, s-ar fi redeschis activitatea sau cel puțin parția. Uh, știm cu toții că după controlele făcute de justiție, firma uh, firmele aparținând cunoscutului om de afaceri Nicu Sarcin au intrat în, uh, într-un picaj, așa? un picaj care se vede și în magazinele de desfacere și în alte afaceri. Știți că inclusiv uh, ajutoarele de la Uniunea Europeană au fost aduse cu mari întârziere și cu mari probleme. Mai știm că s-a pierdut contractul de dezăpezire de la Gorj, de către firma acestuia, una din firmele acestuia. Cred că deci, o mare, deci, un mare trust se, se prăbușește sau în orice caz are, are probleme destul de mari. Bine, în primul rând probleme cu justiția, că, că s-au încălcat niște legi pe acolo. Problema care este? Și acum vorbim pentru miile de oameni salariați acolo, în firma respectivă. Ei trebuie să aibă o speranță. Autoritățile trebuie să se implice, cumva, n-aș putea să vă spun în momentul de față cum, dar oamenii ăștia, să spunem, unii vor ajunge în șomaj, unii, din câte am înțeles, ar putea să n-ajungă, că sunt datorii la stat și alte chestii. Trebuie rezolvată acea, acea situație. Și atenție! Probleme Sunt și la, sunt și la prestatorii din Mieit alții decât cei din concernul respectiv. Minprestul anunță astăzi câteva zeci de concedieri. Sunt și alte probleme, ceea ce arată că industria Gorjului, economia Gorjului nu este în cel mai bun moment și că criza continuă în acest domeniu. Cum poate fi eradicată sau care ar fi motivele de optimism? Cred că ar fi câteva soluții. Una dintre ele ar fi investițiile străine. Investiții care să nu se concretizeze doar la genul mall, supermarketul, hipermarketuri și nu știu ce, ci să meargă și spre producție. Este fabrica care se construiește, care se va construi de cabluri, de cablaj auto. Cred că ar mai fi nevoie și de alte investiții. Și Gorjul trebuie să învețe să producă și altceva și nu cred că. Bine, e adevărat, nu avem aeroport, avem drumurile cu le avem dar cred că uh, Gorșu ar putea oferi condiții bune pentru diverse investiții. Nu să meargă doar în județul Cluj, doar în județul Brașov, acolo se pune în județul Timiș și acolo se duc uh, foarte mulți investitori, se fac afaceri foarte mari. În timp ce Gorșu este ocolit uh, din mai multe motive, unul dintre ele este chiar apropo că ne întoarcem la ce vorbeam la deschiderea acestei emisiuni la nivelul de salariu, uh, sunt oameni de afaceri din țară care nu vin în gorj pentru că gorjinii au fost uh, învățați, deși sunt, au o forță de muncă destul de calificată pe anumite domenii, deci din, acest, din această perspectivă ar coincide cu interesele oamenilor de afaceri, uh, e un, să obișnuiesc cu un nivel de salarizare destul de mare, și de aici problemele. De aici problemele, în sensul că nu, se, deci nu vin cu investiții, ci că, bă, stai puțin, eu pot să dau un salariu de minim pe economie sau în orice caz de 10 milioane, dar el îmi cere 15-20. Sunt mulți care au plecat afară, mulți din specialiștii de la SADU, mulți din, din specialiștii din uzinele de. De pe Jiu, care erau odată și formați cu bani grei, acum lucrează în, în Occident. Poate că vor reveni, dar e și aici o problemă, pentru că nici pe acolo nu mai sunt câini cu covrigi în coadă. Dacă se vor întoarce în țară, ce vor face acei oameni dacă nu avem alternative? Deci, investițiile sunt indispensabile, indispensabile și la Gorș, și, și în altă parte. Sunt însă motive de optimism. Și o să vă spun de ce. Ați văzut știrile de vin și dinspre Consiliul Județean și dinspre Primăria Târgu Jiu, principale două instituții de la nivel de județ, și vreau să vă spun că aceleași vești vin dinspre Motru, am văzut și la Turceni, sunt investiții aprobate, finanțate chiar, care vor aduce locuri de muncă, se vor face lucrări. Mă că colateral se vor dezvolta și alte lucruri. Din păcate însă, avem o, mare, avem o mare, problemă, faptul că noi, partea privată în județul Gorj, are și putere redusă și, și, în momentul când ai, că și la oamenii de afaceri cu mare potență financiară în Gorj, cel puțin la nivelul de la rată, mașini, vacanțe și alte lucruri, salariile sunt destul de mici. De multe ori întemeiat, pentru că așa merge firma, alte ori din diverse, să zicem, că firma respectivă are, sau omul de afaceri respectiv, nu e corelat deloc cu salariații. Dar, deci, din această vedere, oamenii, deci gorșenii privesc cumva economia privată în mod negativ. Dar, șansa nu poate fi decât, decât asta. A, a fost bine în aceste săptămâni, am văzut orașul Târgu Jiu, toate aceste noi complexuri deschise, piețele arhipline, dar asta nu înseamnă că în go se duci, oamenii o duc mai bine. Unii au făcut economii de sărbători, alții s-au întors din străinătate tot cu aceste sărbători, dar lucrurile sunt conjuncturale. Vorbeam cu diversi să spunem așa, cu diversi patroni de IMM-uri din județul Gorj, și unii pus și pe comerț și ceea ce fac de o viață și spuneau că mai, din, de la an la an e mai rău, dar că ultimile luni din 2014 au fost crunte din mai multe puncte de vedere <coughs> și uh, perspectivele nu sunt, nici, nu sunt din cele mai bune. Pe de o parte, vânzările au scăzut pentru că nu există putere de cumpărare, pe de alta, și mai bă, și controlele fiscului au fost mult mai dure, nu se mai, nu se mai, tolerează datorii, deși de multe ori, știți și eu, o problemă la firmele plătitoare de TVA, tai o factură, trebuie să plătești TVA-ul, deși tu nu știi când îl încasești. La un moment dat, la firmele mici, cu potență mică, ele ajung în blocaj. Blocaj care duce iremediabil, din nefericire, spre, spre faliment. Trebuie făcut ceva în această, în această direcție, pentru că, altfel, moare toată economia gorșului. E adevărat, suntem optimiști, am văzut sondajele, ca după toate alegerile, suntem optimiști că totul va fi lapte și miere în perioada următoare, în gorș și în țară. Nu prea văd cum se vor putea schimba lucrurile esențiale, numai dacă nu vor năvăli investitorii din Occident, ca să facă multe lucruri și în gor și în toată țara. Din nefericire, cred că acest lucru nu se va produce prea curând sau nu în numărul consistent care ne-ar trebui nouă să ne scoată din, din marazmul acesta economic. Am, să zicem așa, abandonez acest subiect și pentru ultimile minute ale emisiunii aș vrea să parcurgem și știrile de astăzi, mai ales, mai ales că vă spuneam s-au întâmplat diverse, diverse, lucruri. Prima dintre ele aflăm că avem adică o declarație destul de, de curioasă, am putea spune, și anume, de ce din domeniul politic, dar nu putem să ratăm o asemenea declarație dacă ea există. Uh, Traian Băsescu a rezistat timp de 10 ani în fruntea României, a fost preferatul votanților și a rezistat și la două tentative de demitere după două suspendări. Uh, când Victor Pont a ajuns premier, Băsescu ar fi declarat conform fostului său consider Adrian Rădulescu, uh, acela de secretar general PMP sau ceva de genul ăsta, că se înțelege mai bine cu liderul PSD decât cu Emil Boc. Spune el la România TV zilele acestea că după ce a semnat pactul de coabitare cu Victor Ponta, Traian Băsescu a spus că se înțelege mai bine cu Ponta decât cu Emil Boc. Ne-a șocat. Timp de vreo două luni a tot spus asta. Interesant. Interesant, apropo de pisicul cu Ponta, știți cum era atunci în campanie electorală și înregistrările care au apărut în care Ponta era de acord cu orice, cu ce spunea Traian Băsescu și alte lucruri. Apropo de ce înseamnă politica. Acum, apropo de, să spunem, de știrile mai importante de, a, de astăzi încă una cu Traian Băsescu, omul și-a pregătit ieșirea din scenă, din noiembrie este și pensionar. Avem, astăzi a fost prins la Târgu Jiu un urmări național, ceea ce e foarte bine o oamenii legii și-au făcut încă o dată datoria. Am, mai, mai, aflăm tot astăzi la orele serii că procurorii direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, biroul teritorial Gorj, a făcut împreună cu polițiștii, au efectuat la data de 5 ianuarie 2015 mai multe percheziții domiciliare pe raza județului Gorj, în cadrul unei acțiuni vizând de structurarea unei grupări infracționale organizate specializată în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de, trafic de minori și proxenetism. Avem și noi bandele noastre... Uh, S-au făcut uh, și rețineri, deci e vorba de patru arestări. Uh, minorile erau obligate să meargă în Austria pentru a practica cea mai veche meserie din, uh, din lume. Uh, tot la orele serii, la momentul când noi ne pregăteam să, să intrăm în emisie, Uh, s-a aflat că o adolescentă de 17 ani din Drăguțești este suspectată de oamenii legii că și au omorât copilul nou născut. Uh, informația este oferită de cotidianul Panduru și probabil vor urma și alte amănunte în cursul serii sau în ziarele de mâine veți afla mai multe, mai multe amănunte. Spuneam uh, de... Apropo de, de motivele de optimism pentru 2015, unul din motivele de optimism, este că, de optimism este că pe plan european lucrurile încep să meargă. Atât timp cât Europa își revine din punct de vedere economic, cu siguranță și, și, la noi vor începe să meargă lucrurile în direcția, în direcția bună. Suntem racordați prea mult spre, spre Europa ca să, ca, să put, ca să nu fim să spunem așa, să nu, să nu meargă lucrurile în această direcție. Și încă o veste am putea spune: apropo de știrile de astăzi: uh, și anume, uh, aproape o treime din fabricile de lapte din România s-au închis în 2014. avertizează patronatul în domeniu. Am neglijat. Uh, mesajele, am, să știți că am primit și aseară și am uitat să le citesc în famea culpa una, un ultim mesaj, e, se întreabă cineva de ce în Comuna Dragote și satele ce o compun nu s-au dat ajutoarele alimentare, au rămas trei sate cu acele cupoane rușine spune cineva, chiar mâine seară promit să vorbim și de aceste ajutoare de la Uniunea Europeană care n-au ajuns la timp, am amintit acest lucru faptul că firma care de le distribuie în gorj a avut ceva probleme. Mulțumim pentru atenție. Ne vedem mâine seară la aceeași oră. La revedere!